Bine v-am regăsit! 6 membri ai unei grupări criminale au ajuns pe mâna procurorilor pentru escrocherii imobiliare. Schema a fost pusă în practică acum 10 ani și consta în identificarea persoanelor nevoiașe sau cu dizabilități mentale care aveau datorii pentru întreținere. Escrocii le promiteau victimelor un trai mai bun și o casă nouă într-un sat. Într-un final, persoanele le erau transportate peste Nistru și obligate să muncească. Între timp, membrii grupării se prezentau la notar, unde, în baza unei procuri, le înstrăinau locuința. Suspecția a fost reținută săptămâna trecută în cadrul mai multor percheziții efectuate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Inspectoratul Național de Investigații. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă între 5 și 20 de ani de închisoare. De ce ajung oamenii săraci victime ale unor escrocherii imobiliare și cine ar trebui să aibă grijă de persoanele defavorizate? Aflăm de la invitația acestei ore. În studio este domnul Vitalie Postolache, avocat, și în studio este și doamna Otilia Sârbu, expert în politici sociale. Bine ați venit la Publicatele! Așadar, aceasta este povestea. Între timp s-au descoperit mai multe încălcări, ilegalități făcute de către acest grup. De unde a pornit subiectul? Este vorba despre trei copii care locuiau la un internat și atunci când au împlinit majoratul, au vrut să ajungă acasă la tatăl lor biologic, însă au descoperit că locuința nu le mai aparține. Aceștia au și mers la poliție, unde au solicitat mai multe explicații. Doamnă Sârbu, avem oameni nevoiași, avem oameni cu dizabilități mentale. Cine are grijă în țara aceasta de ei? Sunt foarte multe instituții, inclusiv ale statului sau organizații neguvernamentale, care se ocupă de aceste persoane vulnerabile. Dar sigur că da, sistemul este unul nou care abia acum este construit și încă nu toată lumea poate este luată la evidență sau face parte dintr-un anumit program. În plus, problematica asta cu sănătatea mentală este una destul de nouă pentru Republica Moldova. Nu în sensul că nu am avut până acum bolnavi, dar în sensul că exista un cu totul alt sistem de valori, cum trebuie să tratați și îngrijiți aceste persoane. Deci dacă până acum ele erau în instituții rezidențiale, acum nu mai putem să le ținem împotriva voințelor în instituțiile rezidențiale, decât atunci când ei cer expres singur acest lucru. Ceea ce se întâmplă foarte, foarte rar și, din păcate, multe persoane s-au trezit acum chiar la marginea programelor sociale pentru că nu pot beneficia de servicii. Există, pentru că dacă vorbim aici despre dizabilități mentale, există acele centre teritoriale care lucrează cu persoanele respective. Cât de bine există au câteva, prins rădăcini în societatea noastră? Dacă vă referiți la centrele de sănătate mentală teritoriale, exact, care preponderent au fost create mai degrabă în Chișinău și, din câte am înțeles, funcționează realmente bine doar unul din sectoare. Dar nu vorbim aici de persoane cu dizabilități mentale, dar persoane care au probleme de sănătate mentală, care include un spectru foarte larg de afecțiuni și problematici, ca să vorbesc într-o terminologie mai populară. Deci aici nu vorbim doar de persoanele care au, de exemplu, oligofrenie, schizofrenie, dar au și probleme temporare, au alt tip de probleme care nu necesită neapărat internare în spital și ele nu sunt nici periculoase. Dar pot ajunge, dar sunt vulnerabile. Dar sunt vulnerabile. Pentru că dumneavoastră spuneați ceva mai devreme despre acel consiliu de familie care trebuie să ia o decizie ce face cu un bun al unei persoane care are fie o dizabilitate mentală temporară sau mai de lungă durată, fie că este o persoană nevoiașă. Iată, aici aș vrea să punctăm un pic, dacă nu cumva este cazul ca pe lângă acele consilii de familie, care pot fi bine sau rău intenționate, să fie
nevoie și de o expertiză a unor specialiști care să arate cât de conștient este persoana respectivă care semnează eu o procură, un document. Eu cred că la aspecte legale, domnul avocat o să ne explice că legea prevede foarte clar că atunci când se prezintă o persoană la notar, notarul trebuie să autentifice că persoana este aptă de a semna. Dar dacă ne întoarcem înapoi la familie, dacă instituția familiei ar funcționa așa cum ea trebuie să funcționeze, adică să fie un loc unde să faci justiția socială și să ține cont de interesul fiecărei persoane, nu doar a unora. Dacă instituția familiei ar funcționa, atunci probabil că multe din problemele care sunt în societate nu ar exista. Pe lângă familie mai avem și alți actori în societate. Avem asistentul social comunitar care are o grămezenie de funcții în comunitate. Mai avem primarul, mai avem medicul de familie, mai avem preotul, mai sunt liderii sociali, comunitatea, vecinii până la urmă, prieteni. Din păcate... Dar aceștia nu reprezintă nicio valoare în fața unei instanțe. În fața instanței poate că nu, dar pot consilia. Din păcate, persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mentală se autoizolează. Deci una dintre tendințele majore cu care, problemele majore cu care ei se confruntă, este că ei se autoizolează. Și atunci ei nu mai acceptă niciun fel de ajutor, sfat sau îngrijorare a altor persoane, pentru că din start consideră că persoana respectivă îi vrea rău și se poate încrede mai degrabă într-un străin pe care îl întâlnește prima dată, pentru că îi se pare că este mult mai pozitivă abordarea față de el anume, în momentul dat. Iată, despre cadrul legal discutăm în continuare și cu domnul Postolache. Înțelegem, domnule Postolache, că există astăzi mai multe instituții, fie din societatea civilă, fie de stat, care sunt preocupate de problemele persoanelor nevoiașe și cu dizabilități mentale. Prezența acestora în fața unui notar, pentru că de aici pornim, de acolo pornesc și marele probleme, pentru că acolo se semnează documentul prin care persoana respectivă este sau nu de acord să-și întreineze un bun. La ce ar trebui să atragă atenția societatea atunci când se confruntă cu astfel de probleme? În principiu, în 2017 au intrat în vigoare modificări serioase la Codul Civil al Republicii Moldova referitor la capacitatea civilă a persoanei, unde s-au schimbat considerabil regulile privind ocrotirea judiciară a persoanei, s-au introdus multe instituții noi, inclusiv același Consiliu de Familie, s-au introdus careva limite privind imposibilitatea de a vinde repede bunurile imobile sau, am în vedere, locuința sau bunurile mobile din cadrul locuinței care aparțin unei persoane care are careva probleme de sănătate mentală. Deci statul a făcut primii pași serioși privind reformarea legală a acestei instituții. Normal că parcursul unui an probabil că nu s-a este în proces de implementare sau posibil nu s-a implementat tot încă foarte, foarte bine. În general, statul ar trebui să se gândească cum aceste organe să interacționeze. Pentru că, în opinia mea, chiar dacă avem multe persoane sau organe care eventual ar putea consilia o persoană cu probleme de sănătate mentală, așa cum a spus și colega mea, deseori aceste persoane se izolează, dar eu aș crede că nici persoanele date nu au prea mare interesul de a comunica, de a prieteni, de a vizita aceste persoane. Dacă vă referiți la membrii familiei? Și membrii familiei, dar poate chiar și persoanele care sunt, de exemplu, același primar sau același preot sau, nu știu, asistentul social. Dacă nu este o necesitate absolută, în ciuda serviciului pe care îl ocupă, de a comunica, de a semna careva acte, de a aduce pensia sau face alte activități, ei probabil că nu sunt vizitați. Asta e, așa aș intui eu. Pentru că nu prezintă un interes pentru societate. Undeva sunt marginalizați. Pentru că ar trebui ca statul cumva să aibă o politică sau un plan de acțiune. De exemplu, cine sunt persoane la nivel de stat care au grijă, supraveghează aceste persoane, de câte ori vizitează, în ce constă vizita, ce se interesează, ce fac ei. Și colaborarea cu ONG-urile sau cu alte
organe, primării, etc., care ar putea să îi ajute pe stat să țină la evidență aceste persoane, să vadă nevoile lor, să vadă în ce îi pot ajuta. Nu sunt sigur, nu cred că în mare parte o primărie are când să se ocupe cu asemenea persoane, la câte probleme sunt. Pentru că dacă ar fi un plan de acțiune, ar fi un, nu știu, un registru a persoanelor, de exemplu, într-o săptămână îți vizitează 5 persoane, să zicem, în altă săptămână, altele 5, cumva se mai poate de controlat, s-a făcut, nu s-a făcut, ce rezultate. Dar eu cred că în mare parte sunt multe probleme. Se vizitează probabil aceste persoane în mod așa aleatoriu sau nu știu. Și cei mai sensibili până la urmă în ghilimele la problemele persoanelor respective se găsesc acești escroși care abuzează până la urmă de ei. Spuneam despre notar. Dacă este acesta obligat să solicite un certificat care să arate că persoana respectivă poate să semneze o procură, poate să semneze un document care să îi permită terței persoane să înstrăineze bunul respectiv. Depinde iar de situație. Dacă vine persoana care are careva probleme mentale și împuternicește o persoană fizică să-i gestioneze bunurile și notarul nu are mare parte dubii la capacitatea, la discernământul persoanei și nu are informații că el ar avea probleme, în principiu el poate să-i autentifice. Și aici notarul poate să fie și de bună credință. Ipotetic ar putea fi cazul când notarul ar avea careva dubii în sănătatea mentală sau ar cunoaște despre acest lucru, însă cu rea credință ar face aceste lucruri. Însă eu analizez, mă rog, partea... Deci un notar nu are de unde să știe care notar, este starea unei persoane. Un notar nu are de unde să știe și posibil că în perspectivă ar fi necesar de creat un registru electronic, dacă el nu există la moment, la persoanele care au asemenea probleme de sănătate mentală. Și la acest registru notarul, oricare notar, înainte de a autentifica careva tranzacție ce țin de bunurile imobile, de locuință, care este cel mai important, se poate verifica repijor în mod electronic dacă persoana... Da, dar aici spunea doamna Sârbu că poate să intervină o altă problemă, cea cu secretul medical. Nu putem să facem public care este diagnosticul unei persoane și să-l stigmatizăm și să-l punem aici, în evidență în felul acesta în comunitate. Problema este și de secretul medical, dar aici sunt două drepturi care statul trebuie să gândească cum să le reglementeze ca să fie rămână toți mulțumiți. Ori punem accent pe secretul medical și se vor întâmpla asemenea cazuri, ori un pic limităm acest secret medical, dar garantăm dreptul la proprietatea acestor persoane. Ar putea să fie acest registru fără multe detalii. De exemplu, doar după nume, codul personal, să fie indicat. Persoana are careva dereglări. Nu sunt indicate, de exemplu, diagnosticul, nu indicat concret. Adică notarul nu știe multe detalii și atunci el ar putea eventual să se autosesizeze, solicite un certificat confirmativ de sănătate sau să refuze încheierea tranzacției. Și atunci s-ar ține cont și de balanța între dreptul la sănătate mentală și în dreptul acestor persoane de a li se încălca dreptul lor de proprietate prin deposedarea lor de bunuri și pe urmă ei rămân în stradă. Pentru că dacă mergem numai pe poziția că se încalcă dreptul lor de sănătate mentală, atunci tot ei în final vor rămâne în pierdere. Așa, da, dar este vorba despre drepturile fundamentale ale persoanei. Și dreptul la proprietate tot conform, un drept fundamental. Da, dar conform statisticii Organizației Mondiale a Sănătății, fiecare a treia persoană are o problemă de sănătate mentală. Deci, dumneavoastră, vă dați seama ce registru cât este de mare. În primul rând. În al doilea rând, multe din aceste afecțiuni sunt temporare. Ori pot fi ținute sub control fără ca să deranjeze confortul vieții pacientului ori a societății. De ce trebuie să fie cineva pus într-un registru? Cine o să-l scoată din registru? Control. Asta și încercăm să vedem. Cum pot fi ținute sub control aceste situații pentru a nu ajunge până la urmă la intervenția celor de la crime organizată, de la Inspectoratul General de Poliție. Eu cred că dacă vorbiți despre poliție, ei deja au instrumente suficiente ca să combată orice tentativă de crimă. Mai degrabă combat post-factum, doamnă Sârbu. Da, dar există și alte tipuri de crime care se întâmplă în țară și există și instrumente de prevenire și necătând la asta, ele oricum se întâmplă. Deci noi nu putem să transformăm statul ori instituțiile statului într-un instrument de control. Acel consiliu de familie care a fost menționat și de către domnul avocat, că există în lege,
și că el ar trebui să se întrunească pentru a decide ce face și cum procedează mai departe. Dumneavoastră aveți o vastă experiență, doamnă Sârbu. Cum funcționează aceste consilii? Pentru că mai avem și acele comisii multifuncționale pe lângă primării care, până la urmă, știți și dumneavoastră ce se întâmplă. Da, noi suntem o țară foarte mică, cu puțin oameni și cu foarte multe consilii și comisii. Tot comitete și comisii. Din păcate, mă rog, intenția la bază este una foarte bună. Sistemul încă nu este foarte funcțional. Iar când vorbim despre comunități și discutând cu mulți primari, în ultimii 2-3 ani, în mod special, se simte că s-a agravat situația pentru că persoanele, nemai fiind ținute forțat, cum era pe timpuri, în instituțiile rezidențiale, se întorc acasă și nu mai beneficiază de îngrijire nici psihiatrică, nici asistență psihologică, nici asistență socială. Da, pentru că nu există cadre, pentru că acele cadre care există sunt nu sunt suficient de calificate, ori au fișa de post extrem de lungă, cum este asistentul social și un salariu foarte mic, nemotivant. Deci există foarte multe probleme și, într-adevăr, sunt mulți pacienți la ora actuală care să plimbă nestingherit pe ușile satului, ca să folosesc sintagmei din popor, și într-adevăr autoritățile statului, primăria în mod special, care este responsabilă de tot, nu face față. Probabil că pe lângă comitetele de familie, care, deci cum spuneam la început, dacă familia ar funcționa, nu ar exista o parte din probleme. Trebuie extinsă rețeaua de centri ambulatorii de sănătate mentală. Dar pentru asta avem nevoie de timp, avem nevoie de specialiști, avem nevoie de investiții și este nevoie ca să lucreze și cu comunitatea, ca să orientăm acolo oamenii. Este nevoie să creștem încrederea în acești specialiști, începând cu psihiatru, cu psihologul și alți specialiști care vin în ajutorarea unor persoane. Pentru că se poate întâmpla că cineva să aibă o problemă pe o durată de o viață, dar poate să aibă o problemă de 3-6 luni. Iar în societate există mentalitatea că nu mă duc la specialist. Deci cumva o să treacă. Nu trece, trece în cronic. Și se trebuie o stigmatizare din partea comunității. Și stigmatizarea există, da. Etichetarea este la noi un fenomen amplu. Deci, înțeleg că problema există. Nu știu acum dacă există și soluții pe termen scurt. Pentru că din ceea ce spuneți, sunt condiționate de mai multe necunoscute toate aceste soluții. Prezența cadrelor, educarea societății, poate mai este cazul să intervenim și în cadrul legal. După analiza cadrului legal existent, adoptat în anul trecut, în principiu, dacă cadrul legal, și anume persoanele care îl implementează, vor vedea careva deficiențe, este și normal că ar fi bine ca statul să acumuleze aceste propuneri de modificare a legislației și să facă aceste modificări. Pentru că la 1 martie 2019 mai intră în vigoare încă un set foarte mare de modificări, legea de modernizare a codului civil, adică în domeniul proprietății, în domeniul capacității, statul anul 2017-2018, mai ales acum în 2018, a adoptat foarte multe modificări, care anume că sunt adoptate cu scopul de a înlătura toate lacunele și de a reglementa mai clar statutul și drepturile și obligațiile fiecăror părți în asemenea raporturi. Doar în urma analizii inclusiv a problemelor pe care le întâmpină fiecare subiect care se ocupă cu domeniul dat, se va putea de văzut și prin prisma experienței internaționale care sunt acele modificări care trebuie să le mai facă. Probabil și din considerentul și inclusiv analizarea creierii unui acestui registru. Mie mi s-ar părea că acest registru ar trebui creat, poate să fie creat sau să fie incluse anumite persoane înseamnă cu care au o problemă mai gravă un pic. Adică nu cele ușoare. Pentru că, de regulă, așa cum ați indicat dumneavoastră corect, organele de poliție descoperă aceste infracțiuni post-factum. Practic nu poți să descoperi aceste infracțiuni până la comitere, doar dacă nu este o informație operativă, pentru că de regulă, se demonstrează că era un grup bine organizat și intenționat. Deoarece acestea sunt relații civile, sunt încheie la notare, zici de acte, de contracte, zi de zi, și practic și la Inspectoratul General de Poliție și la Procuratură este foarte greu să monitorizezi și să înțelegi legătura logică între diferite acte juridice. Sunt multe acte încheiate personal, sunt prin procură, și la prima vedere ele toți sunt legale. Nu este exclus că și
aceste persoane care eventual comit sau pot comite careva infracțiuni, toți se consultă cu juriști sau avocați și cunosc și cu notari care au studii juridice și încearcă ca toate acțiunile lor să pară la prima vedere ideale. De ce, dacă admitem că un notar este imparțial și nu are nicio vină și el la prima vedere nu are motiv de a refuza încheierea unui contract de vânzare, cumpărarea unei locuințe în interesul unei, deci prin reprezentant, și chiar dacă vânzător este o persoană... Dar de unde să știe notarul că persoana respectivă are probleme? Și are probleme, nu are probleme. Deci legea obligă. Dacă sunt aduse extrasele de la oficiul cadastrar, sunt aduse aceste actele necesare, este procura, atunci notarul, în mare parte, este obligat să autentifice. Doar dacă ar avea eventual un asemenea registru, pentru că doar așa el ar putea operativ să-și dea seama, el atunci ar putea suspenda încheierea actului până la prezentarea probelor ce sunt de sănătatea mentală sau ar solicita ca persoana să vină personal, chiar dacă are reprezentant, să declare că vrea să înstrăinieze bunul sau să depună o declarație. Dar se poate merge la un alt notar, mai puțin principial în situația respectivă. Dacă ar fi acest sistem electronic introdus obligatoriu și ar fi inclusă obligația legală a fiecărui notar de a consulta acest registru înainte de a autentifica, atunci problema ar decădea sau s-ar rezolva esențial. Oricare notar, dacă n-ar verifica acest lucru și dacă se constat că ulterior că informația despre persoană era, notarul nu a reacționat corespunzător, fie n-a chemat persoana, fie n-a solicitat probe privind sănătatea, fie n-a făcut alte acțiuni, atunci el ar putea rămâne și fără licență de activitate sau ar putea restitui paguba sau ar putea încuși poarta și răspundere penală. Și atunci oricare notar s-ar gândi dacă este lui convenabil. Asta pentru... situația când există registru. Dar registru nu este și înțeleg că nici și atunci, nu va fi de grabă. Și dacă nu va fi, atunci în mare parte notarul... chiar dacă este de rea credințelor, oricând o să vină la organ de urmări penală sau în instanță și o spună, la prima vedere eu n-am văzut careva problem, eu nu sunt medic psihiatru, nu mi-a creat persoană careva dubii ca să mă îndoiesc că el nu are discernământ și respectiv am autentificat legal. Eu văd soluția și aici, doamnă Sârbu, o să îmi spuneți dacă am dreptate, că toate aceste probleme apar din lipsa familiei și din lipsa unui interes din partea grupului care înconjoară persoana respectivă, care este defavorizată într-un anumit moment. Da, trebuie să avem grijă unul de altul, dar pe lângă persoanele cu probleme de sănătate mentală, la fel de vulnerabili în astfel de circunstanțe sunt și persoanele de vârsta a treia, cu alte maladii, cu alte probleme, copiii care sunt în internate și și-au pierdut întreținători. Deci sunt foarte, foarte multe grupe. Asta doar este un exemplu. Și atunci îmi pare rău, dar nu știu cum putem să introducem jumătate din Republică într-un registru ca să știm că acolo există o stare de vulnerabilitate. Da, bine că nici nu este cazul, pentru că nu toți dețin proprietăți din toate aceste persoane despre care vorbim astăzi. Dacă o familie... Am avut persoane care, fiind în penitenciar, și-au pierdut proprietățile și au ajuns să fie oamenii străzii. Avem foarte mulți copii care, fiind internați în instituții rezidențiale, internate sau alte forme de protecție, și-au pierdut proprietățile tot pentru că au existat niște scheme în spate. Deci nu este vorba doar de aceste persoane cu probleme de sănătate. Apare o întrebare. Dacă acești scroci au avut acces la documente și acte în care observau că persoanele respective sunt vulnerabile. Mă întreb de ce statul sau autoritățile publice locale nu au și ele acces la aceste documente pentru a curma astfel de escrocherii. Pentru că probabil că din practică deja știm multe instituții, comunicarea dintre instituții sau dintre departamentele acestei instituții este foarte defectuoasă. Se încearcă acum introducerea prin sistemul de e-guvernare, baze de date electronice și circularea de documente la nivel electronic între diferite ministerii și instituții ale statului, din păcate, încă nu funcționează sau nu funcționează pe înțelesul tuturor și așa cum ne-am dori. Nu uităm că nivelul de accesare a datelor sau de cunoștințe, pregătire profesională a celor care se află în topul ierarhiei este mult mai mare decât cei care lucrează în teritoriu, pentru că așa stau lucrurile la ora actuală. Deci mai este foarte mult
de lucru la capitolul instruire, la capitolul de a identifica în primul rând aceste cadre care să fie angajate, salarizarea pentru că este sub orice critică. Iată cazul care probabil că va apărea în curând în mai multe reportaje, e vorba despre acești trei copii care fiind instituționalizați, tatăl lor a rămas în apartament și când ei s-au întors de la internat au descoperit că imobilul nu le mai aparține pentru că cazuri dintre astea, credeți-mă, sunt foarte multe. Și de ce nu tragem nicio concluzie? Și am întâlnit cazuri când... Odată ce acești copii erau proprietari într-un fel al apartamentului respectiv, nu putea fi introdus, dacă nu persoana, cel puțin apartamentul, să fie inclus într-un registru în care se arate că dincolo de acest bărbat... Legislația prevede că nu poate fi înstrăinat un bun care aparține unui minor, dacă el are viza de reședință acolo. Avea viză de reședință. Dar, în practică, se întâmplă foarte multe ilegalități, cum deja ați menționat. Deci, de exemplu, și minorul în cazul, de fapt, este protejat de lege. Păi și este notarul protejat, dar a rămas pe drum. Avea obligația să întrebi ce se întâmplă, unde este minorul, unde se duce minorul. Deci, un bun a unui minor care are viza de reședință nu poate fi vândut conform legislației pur și simplu așa. Deci există situații. Deci... Și, da, sunt foarte multe cazuri. Cunosc cazuri când oamenii au ajuns în stradă, fiind internați în spital de către salvare pentru cazuri medicale urgente și când s-au întors după o săptămână, două, bunul deja era vândut. Sunt foarte multe persoane ale străzii în Chișinău care trăiesc de ani de zile pe stradă pentru că și-au pierdut bunul fiind internat în spital. Dar dumneavoastră aveți și o vastă experiență, doamnă Sârbu, în ceea ce privește protecția drepturilor sociale și în afară. Mă refer la contactele pe care le aveți cu partenerii. Cum sunt rezolvate problemele acolo de ordinul acesta? Pentru că avem mai puține persoane ale străzii și avem și niște norme de protecție socială care funcționează. În primul rând, tradiția de a avea aceste servicii este una mai de durată. Deci există mult mai mulți ani, iar când avem o perioadă mai lungă, reușim să incorporăm, într-un serviciu majoritatea beneficiarilor. Pentru că este foarte greu să-i aduni pe toți într-o săptămână. Și este foarte greu să explici unei persoane care este mai ales în faza de acutizare a problemei de sănătate mentală că trebuie să se adreseze la specialist, că trebuie să meargă la centru de consiliere pentru persoanele respective nu vor, deci categoric nu vor. Și atunci este nevoie de o congruență a tuturor actorilor sociali, și a medicului, și a psihologului, și asistentului social, și colegii de serviciu, și familia, și vecinii, și oamenii de pe stradă. Dacă mergeți în Chișinău pe străzi, veți vedea foarte multe persoane cu probleme de sănătate mentală. Ori nu-i veți vedea pentru că, aparent, nu au niciun... Nu există în exterior niciun semn. Asta nu înseamnă că ei nu au probleme și nu trebuie să ajutați sau consiliați sau măcar susținuți moral. Sau dacă un asistent social ar fi trecut o dată pe săptămână, nu mai des, sau odată la câteva săptămâni printr-o astfel de familie, probabil că ar fi înțeles că ceva se întâmplă acolo, că ceva vor să pună. Eu cred că asistenții sociali își fac datoria. Problema cu asistenții sociale este că ei au toate problemele comunității sunt pe umerii unui singur asistent social și ei fizic nu pot să facă față. Iată, pornind de la cazurile acestea când au fost înstrăinate anumite bunuri ale unor persoane defavorizate, mă întreb acum ce șanse există în instanță, fie prin activitatea procurorilor sau a poliției, ca aceste bunuri să revină proprietarilor care le-au deținut, domnule Postolache. Șansele din instanța de judecată trebuie să le examineze, că aici, pe lângă aspectul penal, pe lângă faptul există sau nu componența de infracțiune, merge vorba de nulitatea actelor. Dar este bățul cu două capete, pe lângă încălcarea la prima vedere a drepturilor minorilor, există instituția dobânditor de bună credință, proprietar de bună credință a celor persoane care au cumpărat prin procură acest bun imobil. Și poate l-au vândut deja încă o dată cuiva sau încă de câteva ori. Și avem și în practica CEDU și în jurisprudența națională în ultimul timp să atrage atenție la noțiunea de proprietar de bună credință și dobânditor de bună credință. Dacă dumnealui, când a cumpărat bunul, era convins că tot este legal, nu erau careva interdicții legale sau judiciare, în registrul bunurilor mobile nu erau careva notificări, atunci el se consideră
proprietari, dobânditori de bună credință până la proba contrare. Și e foarte greu unui judecător într-o cauză de nulitate a actelor juridice, adică de nulitatea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate prin reprezentant, să adopte decizii care i-ar mulțumi pe toți. Pentru că, pe de o parte, el înțelege situația acestor copii care au rămas în stradă și au nevoie și ei undeva să trăiască. Pe de altă parte, vine persoana care spune că sunt un bânditor de bună credință. Și judecătorul tot trebuie să ia în considerație acest lucru, pentru că persoana poate să meargă și la CEDO. Și aici deja, doar prin prisma tuturor circunstanțelor, cazul detaliat, instanța va decide, va admite sau nu va admite această acțiune de nulitate. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Postolache, doamnă Sârbu, pentru aceste explicații pe marginea unor escrocherii care s-au produs în ultimii ani, atunci când mai multe persoane defavorizate și sau cu dezabilități mentale au fost deposedate de locuințe. În câteva minute știrile rămânesc publicate.